Am auzit la știri că iarna asta o să fie cea mai geroasă din ultimii un milion de ani. E bine, asta zic în fiecare an, dar tu, prietene, trebuie să fii pregătit oricum. E nevoie să te asiguri că ai o ținută care să țină de cal și în același timp să-l determine pe Moș Crăciun să-ți ofere ție mai multe cadouri pentru că arăți atât de bine. Bineînțeles că tu vei avea un avantaj în ochii lui față de cei care depun absolut niciun efort în a se îmbrăca bine și s-ar putea chiar să-ți facă o iubită cadou de Crăciun. Așadar, pentru ca acest lucru să se întâmple, am alcătuit o listă cu 5 obiecte vestimentare esențiale pentru iarnă care să-ți țină de cal și care să te facă să arăți ca o vedetă. Să îi dăm drumul. Primul obiect vestimentar esențial pentru iarnă este o pereche de ghete. Primordial este să nu îți înghețe degetele la picioare. Acum ceva timp, cam vreo 4 ani, umblam cu niște tenești de vară din pânză iarna pe zăpadă. Și de fiecare dată când ajungeam acasă, nu îmi mai simțeam degetele, efectiv. Habar n-am ce era în capul meu, dar în fine, ideea este să înveți din greșeala mea și să nu faci același lucru. Iarna nu se potrivește nimic mai bine decât o bună pereche de ghete în stil militar prin care să nu treacă niciun strop de apă. Le am pe acestea de anul trecut, am dat 190 de lei pe ele din Reserved și arată ca noi până în ziua de azi. Sunt călduroase, de calitate și nu se demodează niciodată. Ai absolută nevoie de o pereche de ghete în stil militar ca acestea pentru iarnă și poți să uiți de grija picioarelor degerate. Al doilea obiect vestimentar esențial pentru iarnă este o pereche de mănuși din piele. Când eram mic, îmi plăcea ca după școală să am o zdravănă bătaie cu zăpadă împreună cu prietenii mei, dar aveam o foarte mare problemă cu mănușile. Cele din lână nu făceau o treabă bună pentru a-mi proteja degetele din a îngheța, pentru că atunci când zăpada se topea, apa intra foarte ușor prin ele. Mai exista și varianta mănușilor din fâși prin care apa nu trecea, doar că erau prea groase și nu prea puteai să faci bulgărele de zăpadă așa cum îți doreai. Plus că arătai cam așa cu mânușile alea. Din păcate pentru mine, timpurile în care ieșeam cu prietenii la o bulgăreală au apus de mult, dar asta nu înseamnă că nu o să mai pun mâna pe zăpadă sau că nu o să am nevoie de niște mânuși care să mă protejeze de crivățul iernii. Cea mai bună soluție, fără doar și poate, sunt mânușile din piele. Nu permit trecerea apei, nu sunt foarte căptușite și îți oferă o mobilitate bună, plus că arată super tare. Le-am luat pe acestea cu 100 de lei din H&M și de fiecare dată când le pun pe mâini mă simt ca un asasin. Ia și tu o pereche și pun pariu că o să asasinez inimile fetelor. Al treilea obiect vestimentar esențial pentru iarnă este un hanorac ca acesta pe care îl port eu acum de la Hoodies. Hoodies este o firmă românească care se ocupă cu comercializarea hainelor de înaltă calitate la un preț redus. Lucrul care îmi place cel mai mult la hanoracul Hoodies este calitatea materialului, care este foarte mare, foarte plăcut la atingere și îți va ține de cald în zilele reci. Îl poți purta oriunde deoarece este confortabil și oferă o mobilitate ridicată, la școală, la o ieșire cu prietenii, la sală sau chiar la o întâlnire cu o fată. Pentru că dacă ai urmărit videoclipurile mele de până acum, o să știi cum s-a prins călcâiele unei fete, iar atunci când va lăsa capul pe umărul tău, nu o să mai vrea să se dezlipească la cât de confortabil și plăcut la atingere este. Așa că, prieteni, aveți linkul de la site-ul lor în descriere, grăbiți-vă să profitați de reducerile pe care le au la produse, pentru că ai nevoie de un hanorac de calitate iarna asta. Al patrulea obiect vestimentar esențial pentru iarna asta este un palton. Că tot vorbeam de reduceri și cât de bine este să profiți de ele, ghiciți cât am dat pe acest palton. 150 de lei și nu e din second hand. Nu știu care e treaba cu baltoanele, dar mie îmi dau un vibe fresh și clasic în același timp. Uite cât de bine arată cu mânușile din piele, dar atunci când cumperi un palton, ai grijă să nu fie dintr-un material care prinde scame repede, pentru că va fi un coșmar să scapi de el. Și în final, al cincelea obiect vestimentar esențial pe care trebuie să-l cumperi iarna asta este un fular. Fularul face parte din categoria accesoriilor care pot fi folosite doar atunci când temperaturile sunt scăzute, la fel ca și căciula, doar că mie nu-mi trebuie să bine cu căciulă. Fularul este esențial. Am ales unul negru ca să fie o ținută full black, dar fularul poate fi un element care să atragă atenția și care să te scoată în evidență. Poate fi o pată de culoare, dar pe lângă aspectul estetic, un fular îți încălzește una dintre cele mai vulnerabile părți la frig, și anume gâtul. Acestea sunt două motive cruciale pentru care trebuie să-ți cumperi un fular, iar asta dacă nu ai deja unul, mai ales că nu sunt scumpe. Eu am dat 30 de lei pe acesta. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Covescu de pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, pune un reușit în orateu! Pa, pa!